Canicula este suportată cu greu de călători în mijloacele de transport în comun. Majoritatea orașelor din țară au autobuze și tramvaie vechi, care fie nu sunt dotate cu aer condiționat, fie acesta nu funcționează. De suferit au călătorii care suportă temperaturi de peste 40 de grade Celsius, dar și angajații care muncesc ore întregi în condiții grele. Asta e sistemul de ventilație. Da. Mai la orele prânzului, în tramvaiele vechi din Timișoara, care nu au aer condiționat, temperaturile sunt greu de suportat. Greu le este și vatmanilor, care cu ajutorul ventilatoarelor încearcă să se răcorească în cabină. În acest tramvai din Timișoara, temperatura de pe fereastră arată 38 de grade. Singura soluție a călătorilor în aceste zile sunt geamurile deschise. Pe lângă geamurile deschise, ventilatoarele portabile, apa și evantaiul sunt necesare pentru călătorii în aceste zile caniculare. Aici, din păcate, în tramvaiul ăsta nu e nici măcar aer condiționat. Eu și cu sub tensiune și destul de complicat. Mă lupt cu chestia asta toată vara. Da, cât de cât, cel puțin acum. I-aș invita și pe cei care sunt în măsură să ia lucrurile astea, să se plimbe așa câteva zeci de minute. Păi, da, alergăm și după ce alergăm mai venim și aici în saună. Sunt vechi, dar asta e. Din motive efectiv tehnice și anume a faptului că infrastructura nu permite folosit pe acele zone folosirea tramvaielor moderne, cum sunt cele Bozancaia, suntem obligați să folosim aceste tramvaie vechi și astăzi avem 10 în circulație pe aceste trasee și nu existând altă variantă datorită infrastructurii care este depășită. Societatea de transport din Timișoara dă asigurări că liniile de tramvai vor fi reabilitate în următorii 2 ani, iar atunci vor fi schimbate și aceste tramvaie vechi. Până atunci însă, călătorii și vatmanii trebuie să suporte temperaturile sufocante din mijloacele de transport.